Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. În această seară, invitați în studioul TVR Moldova sunt Teodor Cârnaț, profesor universitar și membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Bună seara, bine ați venit la TVR. Bună seara. Vadim Vieru, jurist al Asociației Promolex. Bună seara, bine ați revenit la TVR Moldova. Și Ernest Vardanian, jurnalist. Bună seara, bine ați revenit la TVR Moldova. Și sunteți unul din câștigătorii ultimelor cazuri la CEDO, anume despre cazurile în care Republica Moldova ajunge să fie condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Discutăm în această seară și o să pornim de la cele trei cazuri câștigate recent de Promolex. Domnule Vieru, vorbim despre cazul Vardanian, Apkov și Grecu. În două dintre aceste cazuri a fost condamnată Federația Rusă, cazuri din regiunea transnistrană și în unul Republica Moldova, din câte știu. Domnule Vieru, să vă întreb mai întâi de toate ce îi se încriminează Federației Ruse și ce Republicii Moldova? Da, să încep cu cele două cauze care au fost versus Federația Rusă. Ele au fost, de fapt, și versus Republica Moldova, dar Curtea Europeană nu a constatat violarea articolului invocat în privința Guvernului Republicii Moldova. Curtea a constatat că Republica Moldova și-a executat obligațiile pozitive în legătură cu reclamanții, respectarea drepturilor reclamanților în regiunea transnistrană a Republicii Moldova, însă în legătură cu acțiunile Federației Ruse, jurisdicția Federației Ruse a fost constatată violarea în regiunea transnistrană. În cazul particular al domnului Vardanian, aici am avut, au fost invocate faptele din 2010, din odată cu reținerea acestuia din aprilie, până la eliberarea acestuia care a avut loc ulterior. A fost invocată violarea articolului 3 sub aspect de condiții proaste de detenție, neacordarea asistenței medicale. Articolul 5 în legătură cu reținerea ilegală și aplicarea ilegală arestului de către structuri neconstituționale. Articolul 8 din considerentul că acestuia nu se acorda dreptul de a avea întrevederi cu familia, inclusiv și alte aspecte legate de viața privată, lipsa unui remediu efectiv, articolul 13, și inclusiv impedimente legate de expedierea unei plângeri la Curtea Europeană pentru toată corespondența practică era cenzurată, nu îi se acorda întrevederi cu avocații, respectiv inclusiv articolul 34 din Convenție. Și domnul Apkov, situația este similară, au fost invocate violări similare, cu diferența că dumnealui a fost infectat în perioada în care s-a aflat în penitenciarul de regiune transnistrană de virusul HIV. Respectiv, în acest caz, puțin faptele au fost diferite decât în cazul domnului Vardanian. Ce este important în aceste cauze? Curtea constată și reconfirmă încă o dată că Guvernul Federației Rusiei deține controlul de facto în regiunea transnistrană prin diferite metode, control economic, instaurarea unei armate, diferit ajutor umanitar care este acordat administrației de fapt, lideri interpuși care au cetățenie Federației Rusă și așa mai departe. Deci, prin acest fapt se dovedește că tot ce se întâmplă în regiunea transnistrană, practic, este responsabilă Federația Rusă. Pentru că mulți se întreabă ce este condamnat Federația Rusă, dar nu este condamnat altcineva, pentru că Republica Moldovenească Transnistrană este un stat nerecunoscut, respectiv în acest caz, de fapt, jurisdicția o are Federația Rusă, jurisdicția de facto, iar în continuare, totuși, Republica Moldova este obligată ca să întreprindă acele măsuri pozitive ca să garanteze drepturile cetățenilor de acolo și în aceste hotărâri CEDO, Curtea a punctat acest lucru. Chiar dacă despre Republica Moldova nu a fost condamnată. Despre ce trebuie să întreprindă Republica Moldova vom discuta pe parcurs, dar exact. Mai întâi de toate vreau să discut un pic și cu domnul Vardanian. Domnule Vardanian, cazul dumneavoastră a fost pe larg mediatizat, iată, ați obținut acum câștig de cauză. Ca să reamintim un pic telespectatorilor, ați fost reținut în aprilie 2010 de către reprezentanții miliției de acolo, fiind acuzat Serviciilor secrete, MGB-ului, nu miliției. Așa. Mai exact, mai precis. Da. Și ați fost acuzat de spionaj, condamnat la 15 ani de închisoare de către tribunalul nerecunoscut de acolo, după care ați fost eliberat după un an de detenție, din câte știm, un an în care au avut loc și procese de judecată, așa numitele procese de judecată. Ei bine, eu vreau să vă întreb cum are loc această judecată în așa numitele instanțe de acolo?
Dacă îmi permiteți, mai întâi de toate vreau să aduc încă o dată cele mai sincere mulțumiri colegilor de la Promolex care au fost alături de mine și de familia noastră toți acești ani și în timpul închisorii și după eliberare, care m-au ajutat în toate domeniile care este posibil, și tuturor celor cetățeni și organizații internaționale și naționale care s-au implicat în cazul meu și fiecare în măsura lui au contribuit la eliberarea mea, inclusiv și presa din Republica Moldova, bineînțeles. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, este una foarte interesantă și trebuie să aduc câteva detalii specifice ca lumea să ne înțeleagă cum oare, într-adevăr, petrece un proces de judecat. Iată un detaliu care eu tot timpul aduc colegilor când noi vorbim despre situația din interiorul Transnistriei. Oficial, în regiunea transnistreană există trei limbi. Da? Limba moldovenească, adică română cu grafie chirilică, limba rusă și limba ucraineană. Însă, tu nu poți să vorbești în sala de judecată nicio limbă decât limba rusă. Chiar dacă sunt declarate trei limbi oficiale, iată, de exemplu, eu dacă aș fi vrut să vorbesc limba română, limba moldovenească, da, în sala de judecată, judecătorii ar trebui să cheme un traducător, ceea ce este un absurd care contravine și contrazice însăși legislații de acolo. Deci, în ceea ce privește cazul meu, vreau să vă spun că, bineînțeles, avocații de la Promolex nu au fost admiși să asiste nu în procesul de judecată, nici măcar pe coridor nu le-au permis să intre. Am avut un avocat care a fost acordat de către administrația de acolo și în limitele foarte, foarte înguste și restrânse pe care le-a avut, el a putut să facă doar ceea ce a putut, dar nu ceea ce ne-am dorit noi cu familie și cu avocații Promolex. Au fost și eu și dânsul am fost puși în limite foarte strânse, unde, nu știu. De fapt, rolul avocatului meu transnistrean a fost redus la rolul unui curier între mine și familie. Mm-hmm. Și atât. Partea juridică, partea... Adică, ce ține de apărare? Da, linia mea de apărare nu a avut, cum să vă spun, eu am avut mai multe argumente, foarte multe argumente. Și am respins aproape toate acuzațiile false aduse contra persoanei mele pe parcursul procesului de judecat, chiar și fără ajutorul avocatului. Pentru că mai multe acuzații au fost atât de absurde, atât de neargumentate, încât îmi vinea să râd în fața judecătorilor, spunând că asta e nonsens. Ok, noi vorbim de parte juridică. Deci, ca atare, avocatul a pronunțat ceea ce ar trebui să pronunțe în timpul, deci, cum acolo, ultimul cuvânt, da, înainte de condamnare. Deci, ceea ce i s-a permis, el a făcut-o. Dar asta deloc nu a corespuns intereselor noastre, intereselor familiei mele. Am înțeles. Domnule Cârnaț, în aceste condiții, din ceea ce povestește și domnul Vardanean, cum putem să vorbim despre respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană? Eu, în primul rând, îl felicit pe domnul Vardanean că a avut curajul, a avut demnitate ca să reziste în fața unui regim criminal și în cele din urmă, datorită presii atât naționale cât și internaționale, datorită pressing-ului care a făcut mai multe organizații locale cât și internaționale, regimul separatist criminal a cedat și în cel de urmă domnul Vardanean se află cu noi azi în studio. La fel vreau să felicit Promolexul cu aceste câștiguri care mici în raport cu Federația Rusă, dar în cele de urmă impune respect în raport cu acei apărători a dreptului omului care totuși riscând uneori cu propria viață se impun în față de regimul criminal ca în cele din urmă Federația Rusă să fie condamnată, fie în prezent, știți așa, mai mult ipotetic, deoarece din punct de vedere financiar cunoaștem cu toții că aceste hotărâri nu vor fi executate în raport cu legea care a adoptat-o Federația Rusă și în raport cu hotărârea Curții Constituționale, pentru că ei spun că intră în contradicție cu regimul constituțional al Federației Ruse, însă pentru moment nu sunt executate. Dar dacă comunitatea internațională, comunitatea europeană va face mai departe presiune asupra acestui stat, în cele de urmă s-ar putea ca Federația Rusă, ca un stat membru al Consiliului Europei, un stat membru al cu drepturi depline a Organizației Națiunilor Unite,
să-și onoreze pe deplin obligațiile internaționale. Și acum mă reîntorc la regimul separatist din stânga Nistrului. Eu nu o singură dată am spus că acest regim niciodată n-a recunoscut drepturile omului, deoarece scopul lor principal era de a se menține mai departe la putere și în cele de urmă folosind toate mijloacele sau pârghile posibile din lumea interlopă. Îndeoseb, răpire de persoane, privarea ilegală de libertate, privarea de proprietăți, presiuni, șantaj, toate acestea sunt la comanda celor care mențin mai departe acest regim ostatic în stânga Nistrului. Și nu singură dată noi am spus că în raport cu acest regim trebuie de aplicat legea din Republica Moldova, mai cu seamă legea penală. Și orice acțiune care o face o persoană care se află în regimul regimului separatist trebuie să fie deferit justiției constituționale a Republicii Moldova. Orice acțiune. Dar cum, domnule? Eu sunt de părere că în Republica Moldova nimic nu este imposibil. Deoarece orice persoană care este angajată, în ghilimele, în serviciul regimului separatist, este cunoscută de serviciul de informații și securitate în Republica Moldova. Cei care lucrează în aceeași miliție din stânga Nistrului, care deservesc judecătoriile, care deservesc procurorii, acei care sunt angajați în vame, sunt persoane care lucrează în MGB-ul lor, toate sunt arhicunoscute. Și în așa situație, Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura Republicii Moldova, care au menirea de a garanta securitatea cetățenilor Republicii Moldova, nu numai în dreapta Nistrului, dar și în stânga Nistrului, trebuie să-i documenteze și în cele de urmă să le intenteze și dosarele să fie finalizate, nu numai intentate, dar finalizate cu condamnări, privațiuni de libertate, ca în cele de urmă să fie anunțate în căutare internațională pe intermediul Interpolului și să nu mai părăsească stânga Nistrului. Dar uitați-vă, noi suntem cam toleranți cu persoane care săvârșesc infracțiuni în raport cu persoane care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Această toleranță de multe ori a dus la ceea ca ei să abuzeze, să neglijeze și acest abuz a dus la ceea ca o persoanele nevinovate să fie reținute, arestate, condamnate și în cele de urmă viața lor pusă în pericol. Și este cazul ca și Vardanian. Vreau să spun ceva foarte important. Ceea ce a spus domnul Cârnaț mi-a pus la cale să-mi aduc aminte de un episod foarte elocvent în acest sens. În timpul interogării de atunci, din 2010, a fost o zi când ofițerii MGB-ul au fost într-o dispoziție cât de cât bună și așa zâmbind mi-au spus în față că tu nici nu-ți imaginezi câți prieteni nu avem în Chișinău. Așa că în ceea ce a spus domnul Cânas vreau să adaug că invers, MGB-ul are mai mult prieteni în Chișinău și în Tiraspol se cunosc foarte mulți oameni care lucrează în serviciile, nu doar SIS, și în MAI și în procuratură. Foarte mulți oameni sunt cunoscuți în Tiraspol, foarte multe informații sunt dispuse despre ei în Tiraspol. Din păcate, eu o spun cu mare, mare regret că am nimerit într-o situație în cât un regim nerecunoscut, nu că există la nivel, da, de aceste servicii secrete, uh-huh, și există până acum, dar ei au bine mersi și prietenii în Chișinău care îi ajută să conducă politica lor ilegală. Uitați-vă ce se întâmplă. Dar eu aici vreau să vă întreb, dacă tot vorbiți despre dosare, în ce condiții ar putea să aibă loc intentarea acestor dosare când în procesul de negocieri, mi-am amintit acum despre ce discutați, când în procesul de negocieri, regiunea transnistreană într-un fel condiționează mersul în continuare a acestui proces cu clasarea dosarelor care sunt pornite pe numele așa zisilor oficiali din regiunea transnistreană. Dacă îmi permit să intervin, de fapt, Asociația Promolex tot timpul a insistat ca în legătură cu fapte ilegale să fie pornite dosare penale și nu este niciun subtext politic, pentru că este vorba despre aplicarea legii. Atunci când comiți o infracțiune, trebuie să fii gata să răspunzi. În cazul dat, dacă reții ilegal persoane, dacă aplici ilegal tortura, dacă privezi ilegal de libertate, trebuie să răspunzi. În toate cazurile pe care noi le-am avut în procedură, am depus plângeri penale, am depus plângeri penale la Procuratura Republicii Moldova, am depus plângeri penale în Procuratura Federației Rusie. Evident că Federația Rusă nu s-a pornit nicio cauză penală, dar în majoritatea situațiilor, după 2010 în mare parte, 2011, Procuratura Generală a pornit cauze penale în legătură cu fapte infracționale comise acolo, pe diferite articole, dar asta nu este acum mai puțin important, pentru că Procuratura începea să
citeze persoanele ca să fie audiate în calitate de martor, în calitate de bănuit, de ce nu, pentru că unele persoane chiar au fost date în căutare internațională, atunci, aproximativ 2 ani în urmă, conducerea sau negociatorii din partea administrației separatiste au început să facă anumite presiuni pe ambasador ca, nu știu, asociația Promolex cumva să nu mai fie susținută și așa mai departe, pe diferite căi. Plus la toate ne amintim că 2-3 ani urmă, nouă, cei de la asociația Promolex ni s-a interzis accesul aveți în regiunea Transilvaniană, ni s-a pornit un dosar penal și acest fapt a fost comunicat oficial pe site-ul KGB-ului din regiunea Transilvaniană, care este în rus Comitet Gasudarstvenei Bezapasnosti, un fel de SIS din regiunea Transilvaniană. Și asta vine pe fondul insistenței noastre de a examina cauzele penale regiunii Transilvaniană, de a oferi remedii efective pentru cetățenii care sunt acolo. Și există situații când se poate aplica, și aici o să susțin pe domnul profesor, când se poate aplica legea, chiar dacă acolo este teritoriu necontrolat, feciorul domnului Kuzmiciov, fiind implicat anterior într-un caz când inclusiv de șantaj, de privare legală de proprietate, când a încercat să plece în Grecia la odihnă, a fost reținut de către autoritățile grece pentru a fi extradat în Republica Moldova, dar din considerentul că avea și cetățenie Federației Rusă, totuși extradarea nu a avut loc și el a fost nevoit să plece în Federația Rusă, dar totuși nu mai poate veni în Republica Moldova. Greu, dar nu imposibil. Eu sunt de părerea că atâta timp cât statul Republica Moldova, care deține monopolul asupra adoptării, creării și implementării dreptului pe tot teritoriul Republicii Moldova, nu își va onora obligațiunile pe deplin în raport cu proprii cetățeni, noi vom avea acest regim separatist, regim criminal, susținut extern de către Federația Rusă. Deoarece în conformitate cu Constituția, în fața legii penale, noi toți suntem egali. Și nu contează, tu ai făcut faptul în stânga Nistrului sau în dreapta Nistrului, tu trebuie să fii supus justiției în conformitate cu Codul Penal al Republicii Moldova. La această concluzie n-am ajuns de ieri sau de azi. Deoarece eu sunt originar din raionul Dubăsari, cunosc aceste fără de legi din 1992, când a avut loc acest conflict din stânga Nistrului. Și până în prezent eu mă mir de această indiferență a unor autorități care nu au creat până în prezent o comisie națională cu privire la cauzele și consecințele războiului de pe Nistru. Adică din ce cauză au decedat în timpul războiului pentru aproape 500 de persoane, ulterior au dispărut aproape 1000. La fel, când am activat în cadrul Comitetului Helsinki pentru drepturile omului, a fost printre puținele organizații neguvernamentale care au spus că orice faptă criminală care este comisă de funcționari, de persoane de imitate publică, în ghilimele, din stânga Nistrului, trebuie să fie identificată, depistată și diferite justiției constituționale de Republica Moldova. Dacă noi atunci am fi auzit cu 15 ani în urmă, 10 ani în urmă, noi n-am fi ajuns la cazul Vardanian încă în 2010. Deoarece autoritățile Republicii Moldova spuneam că noi nu deținem controlul în stânga Nistrului și noi nu putem aplica legea. Ai renumit un caz. Cazul Kolobishko. Eu sunt avocat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, l-am instrumentat când eram încă director executiv, cât și avocat la Comitetul Helsinki. Când o persoană forțată a fost înrolată în armata lui Smirnov, ulterior părinții l-au găsit discompus în râul Nistru. Noi ne-am adresat către Procuratura Generală a Republicii Moldova să investigheze acest caz. I-au ajuns până la Tighina și au spus, domnilor, noi mai departe nu avem jurisdicție, nu putem investiga. Ne-am adresat și la autoritatea din Ucraina, deoarece aveți cetățenie așa Ucrainei. Răspunsul lor oficial, în legătură cu faptul că s-a comis infracțiune pe teritoriul Republicii Moldova, noi nu avem competența să o investigăm. Ne-am adresat Federației Ruse. În legătură cu faptul că voi dețineți controlul de fapt în stânga Nistrului, totuși faceți o investigație care a fost cauza decesului acestei persoane. Federația Rusă, știți, așa în mod disprețuitor, a dat un răspuns în felul următor. Republica Moldova este un stat suveran și independent și toate aceste cauze trebuie să fie examinate de Federația Rusă. În felul acesta nu s-a găsit un remediu. De Republica Moldova. Nu s-a găsit un remediu efectiv ca să fie investigat acest caz. În prezent vom afla ce se va pronunța, ce va spune Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Însă ne reîntoarcem anumite statistice în raport cu Federația Rusă. Noi cunoaștem că Promolex a promovat zeci de cazuri de acum în raport cu Federația Rusă, prin care Federația Rusă a fost obligată să achite anumite despăgubiri
materiale în raport cu persoanele cărora drepturile au fost violate. Însă eu mă bucur că Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, pe cauza Mozer împotriva Republicii Moldova, a avut curajul să spună că toate actele emise de așa numite instanțe judecătorești din stânga Nistrului nu vor fi recunoscute de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului atâta timp cât conflictul din stânga Nistrului nu va fi soluționat. Ceea ce înseamnă că orice condamnare, orice privare de libertate, orice hotărâre adoptată de aceste instanțe judecătorești din stânga Nistrului, în conformitate cu hotărârea Mozer împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse, sunt ilegale, adică neconstituționale, așa se interpretează. Pe cazul respectiv, Republica Moldova nu a fost condamnată, n-a fost găsită că a violat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În schimb, a fost găsită că a violat aceste drepturi lui Mozer Federația Rusă. Și vedem că... Și în acest caz, toți cei care sunt reținuți în regiunea transnistreană pot să se adreseze la CEDO și ar fi potențial câștigător. Persoanele, dacă să vorbim despre persoanele care se află în regiunea transnistreană, dacă să o luăm pe drepturi, pe articolul 3, cu siguranță, mai degrabă că Federația Rusă va fi condamnată în legătură cu faptul că închisorile sau locurile de detenție din regiunea transnistreană sunt într-o stare foarte deplorabilă. Rata de încarcerare este foarte mare și după unele calcule, dacă în regiunea transnistreană, administrația de acolo ar fi recunoscută la nivel internațional, după rata de încarcerare la 100.000 de locuitori, s-ar afla pe locul 3 în lume. Adică acolo sunt reținute sau se află în detenție aproximativ 400 și ceva de persoane la 100.000 de locuitori, ceea ce este foarte mult. Respectiv, nimeni nu investește în închisorile din regiune, nimeni nu asigură asistență medicală și ceea ce se întâmplă acolo este, de fapt, un dezastru și poate fi calificat ca tratament inuman și degradant. Cu referire la reținere ilegală, la fel, curtea a menționat, după cum a fost specificat de către domnul profesor, nu pot fi considerate ca fiind constituite ilegal instanțele judecate de acolo. Respectiv, ele aplică arestul și arestul care ar fi aplicat din start este ilegal. Cu toate că cunoaștem că există problema infracționalității în regiunea transnistreană și în acest context se comit și acolo infracțiuni, evident, aici în procesul de negocieri statul, Republica Moldova, alți negociatori ar trebui să găsească anumite formule de justiție tranzițională, pentru că evident și infracțiunile trebuie să fie pedepsite, dar toate acestea trebuie să se întâmple într-un cadru legal și constituțional, dar nu ce avem acum în regiunea transnistreană. Dar regiunea astfel de cadru? Eu cred că nu regiunea este în situație să impună condiții, dar chiar în acest format de negocieri 5+2, care mulți îl consideră ineficient, dacă se insistă, eu cred că poate fi obținut de anumite cederi sub aspect de respectarea drepturilor omului. Pur și simplu, până acum s-a insistat mai mult pe probleme politice, drepturile omului mai puțin au fost incluse în formatul de negocieri 5+2. Nu a fost un fir roșu care, de fapt, trebuie să fie mai mult timp. Am înțeles. Domnule Vardanian, Federația Rusă cam de fiecare dată refuză să execute hotărârile CEDO. Vreau să vă întreb dacă există premise ca în cazul dumneavoastră să obțineți acea recompensă. Dacă îmi permiteți. Da, cu avocații probabil îți cunosc mai bine. Dar eu am și opinia mea. În cazul Pisac, dacă ne amintim băiatul care a fost împușcat pe podul de la Vadul lui Vodă, nu știu, noi am făcut public această informație, nu știu dacă cunosc tot cetățenii, dar hotărârea dată a fost executată de către Federația Rusă. Bun, știm că în cazul Pisac, Federația Rusă a reexaminat și dosarul persoana care se face vinovată. În cazul Pisării a fost repornită urmărirea penală. Nu știu care să fie soluția până la urmă, dar cel puțin dosarul penal în Federația Rusă a fost repornit și a fost achitat în calitate de măsură individuală acea sumă în calitate de prejudiciu moral părinților. Mai cunoaștem dosare în care au fost achitat inclusiv în Ilașcu, Ivanțoc, Federația Rusă a achitat sumele în calitate de prejudiciu moral. Eu sper că, dacă nu în viitor apropiat, în perspectivă de 3, 4, 5 ani, până la urmă, totuși aceste hotărâri să fie executate. Nu este o povară mare pentru Federația Rusă aceste măsuri individuale de achitare a unor prejudicii morale, chiar dacă pe dosarul Catan depășește suma de 1 milion de euro. Dar, după cum știm, este, cred că, mai degrabă o chestiune de
politică sau este interpretată de către ei ca fiind o chestiune politică. Sau o chestie de principiu. Sau o chestie de principiu, nu exact. Nu dorește, de exemplu, Federația Rusă să execute această decizie. Toate că oficial, la nivel de comitetul de miniștri care monitorizează executarea hotărârilor, Federația Rusă nu a venit cu poziție oficială. Uh-huh. Numai că, executa, sau nu va executa ca și profesor de drept constituțional, odată ce tu ai acceptat anumite condiții de aderare la Consiliul Europei, odată ce ai acceptat standardele Organizației Națiunilor Unite în raport cu aceste standarde, în raport cu aceste convenții, trebuie să-ți asumi anumite obligațiuni, pentru că noi avem în principiu pacta sunt servanda. Pe viitor, dacă nu dorești să le execuți, atunci declare, precum că noi abandonăm Consiliul Europei, noi denunțăm convențiile pe care noi le-am ratificat și poftim. Dar până atunci poftim, onorează-ți obligațiunile. Dar este și altă problemă. Acum câțiva ani, Curtea Constituțională Federației Rusie a stipulat că atunci când acordurile sau deciziile unei instanții internaționale contravin legislației naționale a Federației Rusă, Federația Rusă este în dreptul să nu le execute. Uh-huh. Deci în cazul meu, în cazul altor persoane care așteaptă executarea deciziilor, idee nu am, contravine sau nu, este aici problemă de principiu politic sau nu este. În orice caz, mă rog, noi am așteptat 6 ani de zile să fie această decizie, să mă așteptăm 7 pentru executarea acestei decizii CEDO. Noi nu ne grăbim nicăieri. Da. Domnule Cârnaț, cum ar putea Federația Rusă să fie obligată să execute aceste hotărâri? Din câte vedem, își rezervă dreptul să execute o parte, să nu execute celelalte. Sunt mai multe sancțiuni care sunt impuse de către organismele internaționale, dar organismele internaționale sau din organismele internaționale fac toate statele membre, inclusiv Republica Moldova. Aceste sancțiuni sunt memori de ordin economic, de ordin politic, de exemplu suspendarea dreptului de a vota în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, la fel participarea la diferite adunări internaționale, la fel embargouri, restricții de ordin fiscal, deplasări sau mai mult ca atât, noi vedem multe persoane din Federația Rusă care sunt implicate în spălări de bani sau în săvârșirea unei infracțiuni care, în opinia comunității internaționale, afectează standardele acestea internaționale în materia drepturilor omului, sunt private de a circula liber prin statele membre ale Consiliului Europei. Toate acestea, dacă se vor fi colaborate și dacă statele le vor ține, adică vor rezista, s-ar putea ulterior ca Federația Rusă să-și onoreze obligațiunile. Dar până ce vedem că Consiliul Europei parcă se menține pe poziții, la fel vedem și Uniunea Europeană se menține pe poziții. Federația Rusă la fel își arată colții. Vedem că până ce nici unii, nici alții nu cedează. Dar până la urmă va triumfa justiția, indiferent de faptul ești mare sau puternic, dar dacă noi vom cere că aceste drepturi să fie respectate. Dar eu m-aș întoarce și la Republica Moldova, dacă îmi permiteți. Ajungem și la Republica Moldova. Vreau foarte pe scurt să mai concluzionăm cu ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană și discutăm și despre cazurile care ajung să condamne Republica Moldova, cazuri care se întâmplă în dreapta Nistrului. Domnule Vieru, cât de greu este să acordați asistență juridică celor din regiunea transnistreană în condițiile în care, cum spuneați și dumneavoastră, acum 2-3 ani a fost aplicată și interdicția juriștilor Promolex de a merge acolo? Da, este foarte greu, este foarte complicat ca să documentezi un caz din regiunea transnistreană, în primul rând, pentru că toată corespondența se cenzurează. Toate adresările care, în calitate de destinatar, au asociația Promolex sunt practic cenzurate, nu ajung să fie expediate la Chișinău. Dacă nu este indicat asociația Promolex, tot plicul se desigilează, se citește conținutul, până la urmă iarăși, dacă sunt menționate anumite plângeri sau anumite solicitări sau există anumite informații legate de condiții de detenție, de exemplu, sau alte fapte ilegale, iarăși scrisoarea nu ajunge. Noi documentăm cazurile prin intermediul rudelor. Dar este o metodă mai complicată. Cu referire la societatea civilă. Societatea civilă în regiunea transnistreană la moment este într-o stare deplorabilă. Au rămas practic organizații care se ocupă doar de domeniul ecologic sau alte asociații, mai puțin asociații care
încearcă să promoveze anumite idei în domeniul drepturilor omului, aceste asociații sau sunt persecutate, sau activiștii din cadrul acestor asociații sunt cumva intimidați și am publicat diferite imagini video, diferite informații anterioare referitoare la cazuri specifice, de exemplu cazul Buceaschi, Doroșencu și așa mai departe din regiunea Transilvania. Plus la toate, pe lângă aceasta se promovează anumite idei preluate din Federația Rusă, legate, de exemplu, de agenții străini, potrivit cărora organizațiile care sunt finanțate din afara statului sunt considerate agenți străini, respectiv și acele organizații care mai există la moment, mai degrabă că o să dispară în timpul apropiat cu părere de rău. Și acest lucru este foarte îngrijorător și Guvernul Republicii Moldova, dar și negociatorii ar trebui să insiste ca în raport cu societatea civilă să nu fie făcute anumite presiuni în regiunea Transilvania. Da, domnule Vardanian, dumneavoastră scriți des despre regiunea transnistreană și ceea ce se întâmplă acolo. Condițiile de detenție de acolo nu e o noutate că sunt inumane, dar dacă ne puteți spune în ce condiții sunt deținuți oamenii în aceste și dacă există o monitorizare câtă lume este acolo? Partea cea mai oribilă a acestei probleme despre care vorbiți dumneavoastră este așa zisă îngrijire medicală. De exemplu, am auzit mai multe cazuri când deținuții se adresează cu o problemă sau altă, o maladie sau altă, tot timpul se spune că pentru orice maladie ei au doar cărbune activate. Cărbune activate e panacee pentru totul, înțelegeți? Sau, în cel mai bun caz, li se dă medicamente deja expirate. Eu, fiind atunci, în 2010, în 2011, am auzit o istorie așa foarte urâtă, dar foarte tipic transnistreană. A fost atunci, nu știu dacă este acum, în oarecare Vladislav Pozniakov, șeful serviciul medical al serviciul penitenciar din cadrul Ministerului Justiției Transnistrene, care a spus chiar deținuților în față că să nu așteptați să vedeți medicamente care ajung în regiune din parte, eu știu, donații, da, Crucii Roșii sau altă organizație de benefacere, nici nu sperați să le vedeți, pentru că eu am 4 farmacii și ăștia trebuie să lucreze. Adică toate medicamentele care sunt aduse în regiunea transnistreană pe linie penitenciarului se duc bine mersi în farmacii, acolo și se comercializează, dar deținuții rămân fără ajutor, fără medicamente. Sau un caz chiar strigător. Când am fost noi împreună cu Ilie Cazac în penitenciar numărul 2, în colonie cu regim sever, el a avut dureri de dinți pur și simplu oribile. Și el a așteptat o săptămână, două, doar ca să vină cineva împreună cu avocații, cu nu știu cine, să îl escorteze în oraș la un dentist ca să-i facă vreo operație chirurgicală, deci să ajute cumva. El a așteptat 2 săptămâni fără medicamente, fără ajutor, fără nimic. Numai nu însări din fereastră de boală asta și eu, iată, poftim un exemplu, asta deși noi împreună cu dânsul am fost sub monitorizare specială, deci în adresa noastră cât de cât ei se străduiau să ne ajute dacă era posibil, dar în cazul dat nici coasă nu ne-au ajutat. Uh-huh. Adică, Doamne ferește să fii tu deținut acolo și să ai vreo maladie. Sute de procente sănătate ta va fi acolo îngropată, pur și simplu. Eu am avut oameni în celulă deținuți cu stomac, cu dinți, cu cap, cu ficat, cu nu știu ce și 2-3 maladii deodată și niciuna nu se recuiește. Fă ce vrei. Dacă vrei să mori, moare. Când am fost în penitenciar numărul 2, a fost acolo o secție pentru bolnavi de tuberculoză și pe parcursul acestor 3 luni cât am fost eu, au decedat 4 persoane de tuberculoză. Deși noi știm foarte bine și atât Promolexul poate confirma că tot timpul Transnistria a primit și primește, cred că până acum, o parte din ajutorul care vine în Republica Moldova, special pentru tratamentul tuberculozei. Ei primesc medicamente gratuite care nici nu ajung și oamenii nu văd aceste medicamente și oamenii pur și simplu decedează. Nu există o monitorizare asupra acestor penitenciare, nici în ceea ce privește persoanele care ajung să moară în penitenciare. Nu avem o cifră să ne dăm seama ce se întâmplă de exact? Fapt, da, în regiunea Transilvania este
instituția ombudsmanului local, dar în rapoarte sale el de fapt reflectă că tot ar fi bine. Și da, domnul Vărdănean a observat foarte bine, într-adevăr, asistența medicală este foarte, foarte proastă în regiunea Trăistreană și în toate deciziile care le-am avut până acum, unde reclamanți au fost persoane reținute, inclusiv domnul Ireominco, domnul Mozer, curtea a constatat o asistență foarte proastă, o asistență medicală foarte proastă, practic o asistență medicală inexistentă în penitenciarele de acolo, deși, într-adevăr, acolo se pompează foarte mulți bani, chiar prin intermediul unor proiecte europene, la nivel de Organizația Națiunilor Unite, se transmită medicamente, dar se pare că acestea nu ajung și am aflat și eu acum unde probabil acestea ar putea să ajungă, în farmaciile private. Da. Domnule Cârnaț, cum ar putea Chișinăul să monitorizeze ceea ce se întâmplă în penitenciarele de acolo, dacă există pârghii sau, de asemenea, dacă ar putea fi aceste lucruri negociate în formatul 5+2? Vedeți, dumneavoastră, că aeroportul internațional deservește persoanele, indiferent de cetățenie și indiferent de locul aflării tale. Majoritatea oficialilor din stânga Nistrului, așa numiți oficiali, circulă internațional pe intermediul aeroportului internațional chiar Chișinău. Chiar că nu au altă cale. Majoritatea, și în așa situație. Apropo, mă scuzați că vă întrerup, este un lucru chiar ieșit din comun. Niciodată n-am văzut într-o practică internațională ca parte separatistă a țării respective să permite separatiștilor să treacă de fiecare dată. Nu înțeleg ce vrea să spună Republica Moldova cu asta. Mă scuzați, domnule Cărnaț. Domnul Vărdănean, mersi că dumneavoastră ați confirmat că nu înțelegeți lucrul acesta, fiindcă eu, ca și persoană care predau dreptul constituțional, nu pot înțelege aceste gesturi de curtoazie când vezi persoana care este implicată în menținerea unui regim separatist, a unor cetățeni care se află acolo și e acest, cu toate că el nu-i garantează drepturile esențiale care celor care se află acolo, tu îi permiți liber să circule atât național cât și internațional de pe aeroportul internațional a Republicii Moldova. Deci e una din condiții pe care o văd în procesul negocieri. Vreți circulație libere, atunci asigurați celor care se află acolo dreptul și libertățile scrise în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. A doilea moment pe care îl văd, la fel din punct de vedere al demnității, ei dacă spun că poftim, recunoaștem trei limbi oficiale, ucraineana, rusa și limba română, sau limba moldovenească și mai departe, nicio problemă. Dar celor licee unde se predau limba oficială, limba română, atunci la fel condiția. Vreți circulație liberă? Nicio problemă. Ultimul timp vedem că ucrainenii au impus aspectul agenților economici. Vreți să faceți comerț extern? Treceți pe la Chișinău. Dar vedeți că acești agenți economici mențin regimul prin acele defalcări care au loc în bugetul lor local. Dacă vreți cu adevărat ca voi să faceți acest comerț prin legislația Republicii Moldova, prin standardele și așa mai departe, atunci fiți buni și cereți de la cei care dumneavoastră îi deserviți să respecte aceste drepturi și libertăți. Plus la aceasta, la fel, intentarea, dar numai intentarea, condamnarea persoanelor concrete care au fost implicați, inclusiv în reținerea domnului Vărdănean, inclusiv în împușcarea domnului Pisar, inclusiv domnul Mozer, adică ca persoane concrete care au fost implicate în reținerea domnul Ștefan Urâtu, adică avem multe cazuri, în cazul Colobâșco, toate persoanele respective documentate, diferite justiției, condamnate pentru sentință definitivă și revocabilă și date în căutare internațională, unde vor fi reținuți, aduși Republica Moldova și diferite justiției. În felul acesta, dacă noi vom arăta demnitate ca națiune și vom impune legea Republicii Moldova, cele de urmă vor ceda. Și deoarece situația internațională este de așa natură în prezent că nu au un cotro. Este un regim care mâine sau pe mâine, dacă noi ne vom impune cu legislația Republicii Moldova, va ceda. Dar dacă noi vom face curtoazie, le vom permite mai departe circulație liberă, le vom permite mai departe de face comerțul, le vom permite mai departe ca să aducă fel de fel de fonduri internaționale pentru așa menținerea penitenciarului de stânga Nistru, în realitate fac comerț cu ele, noi vom fi în situația că cei de la Chișinău, cei care dețin puterea în stat, menține regimul separatist din stânga Nistru. Adică pârghii există, ar mai fi nevoie și de voință politică. Voință politică. Bun, nu puține sunt cazurile în care Republica Moldova este condamnată pentru condițiile proaste de detenție din penitenciarele din dreapta Nistrului și de cele mai multe cazuri, de cele mai multe ori vorbim despre penitenciarul numărul 13 de aici, din centrul Chișinăului.
După fiecare condamnare, se observă o îmbunătățire a lucrurilor, dacă pot să zic așa, sau Moldova doar plătește și revine de fiecare dată, calcă pe aceeași greblă de fiecare dată? Eu cred că aici situația este mult mai bună decât în regiunea Transnistrană. Totuși, aici avem funcționari mai responsabili care până la urmă conștientizează acele probleme. Dacă să vorbim despre problema sistemică a condițiilor de detenție, pentru că este o problemă sistemică, avem penitenciarul 13, nu numai 13, mai este penitenciarul 6 din Soroca, care la fel este într-o stare deplorabilă, dar și alte penitenciari de la noi. Totuși, s-a elaborat o strategie națională de dezvoltare a sistemului penitenciar. S-a început procesul de construcție, de fapt este la etapa de planificare a unui nou penitenciar în comuna Buieci, care ar trebui să înlocuiască penitenciarul numărul 13, deși procedura este puternic întârziată. Și cu izolatoarele de poliție din cadrul inspectoratelor de poliție, practic majoritatea au fost închise, nu mai funcționează, respectiv problema cea mai gravă este la moment în penitenciarul numărul 13, pentru că penitenciarul este foarte suprapopulat, capacitatea lor reală este 500 de persoane, la moment sunt deținuți conform ultimelor statistici 1200. Da. Cu toate că este declarat capacitatea de 800-900 de persoane, dar ea este mult mai mică dacă calculăm spațiu per persoană. Dacă îmi permiteți o replică mai mult politică decât juridică, aici eu nu fac competiții cu colegii din studio. Eu bănuiesc că, iată, Vadim spune că penitenciarul legendar, în sensul negativ, numărul 13, este suprapopulat. Nu este de mirat acest lucru, pentru că în Moldova noi avem o practică foarte vicioasă atunci când persoanele binecunoscute care sunt bănuite de jaf în proporții deosebit de mari, cum cazurile recente cu Ministerul Transporturilor sau chiar cu primărie, ăștia sunt lăsați bine mersi acasă la arest de domiciliu, dar cei care au furat un sac de cartofi stau închiși în penitenciarul 13. Este un lucru absolut urât și eu întotdeauna spun același lucru în acest capitol, că după timpurile lui Anton Pavlovich Cehov nu s-a schimbat nimic, nici în Rusia, nici nicăieri, că cel care a furat un detaliu de la cale ferată este criminal, dar cel care a furat întreaga cale ferată este rău național. Respectiv, nu este vorba doar de tehnică, da? Nu este vorba doar de clădirea propriu-zisă penitenciară. Este vorba de sistemul vicios juridic, legal, penitenciar care s-a format în Republica Moldova. Atâta timp când noi permitem hoților cu litera mare să stea acasă sau în spital, iar băieților, eu nu spun că ei nu sunt vinovați, dar băieților care au furat un sac de cartofi sau nu știu, a fost un caz strigător la cer, că o pereche, un cuplu au furat trei harbuși, da, și a fost condamnat la câțiva ani de asta ieșit din comun. Iată, asta trebuie considerat la CEDO. Pentru că situația asta chiar este ieșită din comun și eu nu înțeleg cum putem noi să ne permitem aici, când noi monitorizăm, aici noi este Transnistria, noi avem drepturi și noi avem posibilități să monitorizăm, noi aici ne permitem asemenea situații. Domnul Vardanian vorbește despre aplicarea excesivă a măsurii preventive de arest, da. Și da, este o problemă sistemică și aceasta. Avem foarte multe cazuri de condamnări. Înainte se invoca legislația proastă. Da, tot CEDO spunea că rata de admitere a demersurilor privind măsura, privind aplicarea măsurii preventive de arest este de 75%. Este foarte dacă mare. Dacă îmi permiteți, domnul Vieră, să intervin, dacă niște cifre statistice, pe anul 2016 oficiale, domnul Vardanian, am vrut să vă dau puțin dreptate în sensul că pe cazul cu pepenii verzi, acolo este așa legislația de așa natură că dacă făcut recidivă în aceeași perioadă, judecătorul este pus în situația de a aplica sentința privațiunii de libertate. Înseamnă că legislația trebuie să fie modificată în raport cu cazul respectiv, minore. Bineînțeles. Deoarece vorbesc dacă s-a făcut recidivă. Am avut și eu un caz ca și avocat, a traversat ilegal frontiera ca să plece la lucru, în aceleași situație a mai sustras un telefon și a fost obligat judecătorul să dea privațiunii de libertate real. Deoarece în perioada de probă, el a săvârșit altă infracțiune. Mă reîntorc la cazuri statistice care au avut loc în 2016. Avem statistica oficială al Curții Europene a Drepturilor Omului și mă bucur că în raport cu 2013, an de referință, Republica Moldova, dacă în 2013 cetățenii au depus la Curtea Europeană 1354 de cereri,
În 2016 au depus 839. Da. Însă o parte din avocați spun precum că nu mai este atractivă Curtea Europeană, deoarece acest judecător unic declară mai multe cereri inadmisibile fără ca să motiveze inadmisibilitatea. Deja se motivează. Da, din iulie, dacă nu mă înșel, 2017, o judecător unic va motiva din ce cauză a făcut această cerere inadmisibilă. Însă, vreau să declar că în 2016 rata de depunere a cererilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a crescut cu 32%. Mai mult ca atât, numai Ucraina, Turcia și Ungaria a depus în fața Curții Europene a Drepturilor Omului 42%, 22.500. Și o parte din cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aici mă bucur pentru ucraineni, au fost depuse împotriva Federației Ruse. Ceea ce înseamnă că mecanismul dat în legătură cu faptul că Federația Rusă este implicată în război din Donetsk, Donbass, va fi condamnată ulterior prin Curtea Europeană a Drepturilor Omului referitor la violarea dreptului și libertăților fundamentale ale omului. Mă reîntorc de acum la cazul de Republica Moldova. Aproximativ vreo 14 cazuri din cele 23 care au fost pronunțate în 2016 împotriva Republicii Moldova au fost legate de rele tratamente. Cu alte cuvinte, colegii mei au menționat această problemă sistemică care nu avem în penitenciarul numărul 13 și nu numai, sau este obligată sau obligă pe Curtea Europeană să recunoască că Republica Moldova nu are capacitatea financiară, administrativă, instituțională să construiască un penitenciar modern unde persoanele care se află încă la etapa reținere, arestare, să vor să se ofere unele standardele minime impuse de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și pe cazul Buzadzhi, cunoașteți voi cu toții cazul Buzadzhi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus în felul următor: nu-i de ajuns că noi să avem numai o bănuială rezonabilă ca să cerem de la judecător aplicarea arestului preventiv ca măsură preventivă, dar trebuie să mai găsim și anumite rezonanțe obiective în solicitarea de a aplica acest arest. De aceea, legătură cu arestul la domiciliu care s-a aplicat în raport cu unele persoane care sunt bănuite în falsificări, în licitație, în trafic de influență. Poate pentru moment nu s-a cerut aspectul de arest preventiv, datorită încă și cazului Buzadzhi, care a fost discutat în Marea Cameră, deoarece acest caz a schimbat totalmente procedura în fața judecătorului de instrucție. Dacă îmi permiți să-ți fac trimitere la un caz particular care acum îl am în procedură și cu permisiunea clientului să numesc și numele, cazul este din Bălț. Este vorba despre cazul unui activist civic, domnul Raiciuc Alexandru. Dumnealui face cam ceva similar ce face domnul Bregan Chișinău. Fermează ilegalitățile muncii pe Bălți, din considerentul că a documentat mai multe cazuri, mai multe abuzuri ale APL, inclusiv a filmat prin instanța de judecată și s-a pornit un dosar penal pe huliganism. La noi huliganismul este soluția, medicamentul pentru toți activiștii de regulă și până acum dumnealui se află în arest preventiv. Arestul preventiv a fost prelungit de 2 ori fără participarea lui. Respectiv, nu știu dacă, domn profesor, pentru că îți depun mai puțin plângeri la CEDO, nu știu dacă ar fi un indicator, cu toate că probabil anumite lucruri s-au îmbunătățit, dar ceea ce văd de un teritoriu mă îngrijorează foarte mult și cred că problemele sistemice continuă să existe. Și tot cu permisiunea noastră să fac trimitere și la acea permisiunea Consiliului Superior al Magistraturii de a fi inițiat urmărirea penală, dacă nu greșesc, în prezența judecătorului de instrucție Munteanu. Dumneavoastră probabil știți mai multe detalii. Dacă îmi permiteți, dacă sunt cazuri care în prezent se află încă în derulare, e bine să nu încălcăm noi legea cu privire la avocatură și să nu folosim camere de televiziune ca ulterior să promovăm varianta noastră de apărare. Dacă nu avem o sentință definitivă și revocabilă, inclusiv și pe cazul Munteanu, aceeași poziție am luat-o. Atâta timp cât procuratura a solicitat de la noi acordul ca să fie trasă răspundere penală judecătorul respectiv, eu aștept ca procuratura să vină cu anumite hotărâri. Fie trimite acest caz în fața instanței de judecată, fie în cea de urmă adoptă o ordonanță ca să fie de acum ai exclus de sub urmărirea penală. Eu altceva vreau să vă întreb. Într-adevăr, numărul adresărilor la CEDO este mai mic în 2016, deși mai mulți avocați spuneau că acesta nu este tocmai un indicator că lucrurile ar sta mai bine. Și asta pentru că domeniile pe care sunt depuse aceste
cereri, dacă pot să zic, încălcările vin din diferite domenii, ceea ce ar demonstra că, de fapt, asistăm la o problemă sistemică, o problemă de justiție. Noi mai avem anumite probleme. De exemplu, în conformitate cu statistica din 2016, violarea articolului 6 din Convenția Europeană a Dreptului Omului, și anume dreptul la un proces echitabil, până în prezent se menține în top 38%. Hai, de acum facem anumite concluzii. Dacă se deține în top, avem anumite probleme legate cu care, cu care dosare. Multe din aceste hotărâri sunt legate de adoptarea unor hotărâri în baza unor cereri legate de revizuirea hotărârilor. Adică este o hotărâre care a dat în vigoare peste o anumită perioadă de timp, reclamantul depune o cerere ca să o revizuiască. Curtea Supremă de Justiție în unele cazuri le-a admis. Dar să nu uităm de faptul că aceste cazuri s-au produs în 2005, 2006, 2010, dar nici de cum în 2016. Pentru mine, indicatori de referință sunt numele de cereri care s-au depus la Curtea Europeană a Dreptului Omului în 2016, și anume 839. Pe când în Ucraina, lucrul respectiv s-a mărit de 2-3 ori. Țară bun, în contextul în care acolo a fost și conflict și la atunci... La fel, oamenii... România, țară vecină, este în topul hotărârii la Curtea Europeană a Dreptului Omului mult mai înainte decât Republica Moldova, fiindcă noi cunoaștem Republica Moldova se află pe locul 12 în prezent la numărul de cereri care se așteaptă ca să fie pronunțate de către Curtea Europeană a Dreptului Omului, România pe locul 9. Noi vedem că România este membru al Uniunii Europene. Dar vreau să adaug atenția următoarea. Curtea Europeană în 2016 a adoptat și 26 de decizii prin care a legiferat faptul că unii reclamanți au pierdut interesul față de hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului și a cerut ca să fie radiat de registru cereri de depuse la Curtea. Reglementarea mea nu am avut pe 5 cazuri din 26. Pe reglementarea amiabilă, statul Republica Moldova a acordat despăgubiri 49.000 și 800.000 de euro. Însă, pe unele cauze, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, din contra, a spus că dacă voi vreți cu adevărat ca să nu fie o hotărâre, că găsiți un remediu sau o cale amiabilă de soluționarea acestor probleme. Eu nu vreau să apăr sistemul, nici de cum. Fiindcă, uitați-vă, articolul 5, și anume articolul 5 legat de libertatea persoanei. Totuși, până la urmă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că judecătorul de instrucție de multe ori adoptă o hotărâre prin care acordă arestul fără a motiva această arestare. La fel, este invocat articolul 6, respingerea nefondată a unui recurs după ce autenticitatea probelor nu s-au luat în considerație. Noi avem condamnarea pe cazul Morar. Cazul Morar legat de provocare. Tot la fel vorbim de articolul 6. Da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, cam 3 minute, și aș vrea să concluzionăm această temă în această emisiune. Domnule Vardanean, credeți că odată cu... Am văzut proiectul noului penitenciar care urmează să-l înlocuiască pe cel de la 13. Asta e... Alta e când acest penitenciar va fi construit și dat în exploatare. Mai e timp, dar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că după ce va fi acest penitenciar 13 lichidat, se va încheia, nu va mai pierde Moldova cazuri în ceea ce privește condițiile inumane de detenție? Sau... Dacă totul ar depinde de doar clădirea penitenciarului, noi de mult am fi rezolvat toate problemele în Moldova. Însă eu țin să reiterez că problema Republicii Moldova constă nu doar în clădiri, problema constă în însuși sistemul. Și atâta timp cât noi avem corupție în Moldova, o corupție la nivel nemaipomenit, care batem recorduri la nivel internațional, nu are rost să construim 2-3 clădiri noi, nu contează. Atâta timp când oamenii corupți, politicienii corupți vor fi la libertate, noi niciodată nu vom rezolva problemele noastre. Condamnat trebuie acel om care într-adevăr a comis
crime grave împotriva nu doar cetățenilor, dar și statul Republica Moldova. Am în vedere anume oamenii corupți care au jefuit și continuă să jefuiască țara. Am înțeles. Domnule Vieru, în condițiile în care autoritățile conștientizează că în acest penitenciar sunt condiții inumane de detenție, de ce atunci acest penitenciar servește și ca spațiu pentru arestul preventiv? De fapt, el are statut de izolator de detenție preventivă, dar este problema sistemică că n-ai unde să plasezi persoanele arestate. Deci ești nevoit până la urmă să utilizezi acest penitenciar, deși conștientizez că o să fii condamnat la Curtea Europeană. Acum un an, Ministerul Justiției anunța că 37 de judecători și procurori care hotărârile cărora ar fi fost condamnate la CEDO urmează să fie cercetați penal. Am văzut acele procese inițiate, drept că unele s-au cam tergiversat. Să ne spuneți dacă vor continua acest lucru aplicat pentru toți judecătorii a căror hotărâri sunt condamnate și dacă e o metodă bună de a disciplina magistrații. Eu și până la declarația, până la acțiunile Ministrului Justiției am declarat o singură dată, precum că pe judecători trebuie disciplinat prin anumite acțiuni de regres în raport cu persoanele care sunt găsite vinovate că au violat intenționat legea, dar această violare intenționată a legii trebuie să fie demonstrată în instanță de judecată și atunci când Ministrul Justiției a făcut aceste cereri în fața instanței, unii se găseau pentru ei și funcționari din administrația publică locală, da, judecători, procurori, da, chiar și fosti miniștri. Eu m-am bucurat mult și eu sper că nu se va opri la această listă numai de 37, dar această listă va continua. Rezultatul monitorizării e raportul Curții Europene a Drepturilor Omului pentru 2016, 2015, 2017 și dacă se va găsi funcționari vinoveți, atunci trebuie prin acțiuni de regres să se adreseze instanța de judecată. Da, nu mai avem timp, deși am putea să continuăm această emisiune cel puțin încă o oră. Eu vă mulțumesc mult pentru participare și vă aștept și cu altă ocazie la TVR Moldova. Un singur lucru trebuie să demonstrez, să spun că până prezent s-au încasat din bugetul de stat peste 15 milioane de euro de la cetățenii Republicii Moldova. În baza acestor hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului. Da. Doamnelor și domnilor, sunt Irina Bejanaru și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire și mâine seară la aceeași oră. Până atunci, la revedere!